Mâine, 27 iulie, Sece Rajaesa va întrerupe furnizarea apei potabile. Câteva ore va dura remedierea avariei survenită la conducta principală de alimentare cu apă, dar și montată o vană pentru sectorizarea sistemului. Pentru remedierea unei avarii la conducta principală de alimentare cu apă de pe strada Dumitru Marinescu din municipiul Constanța, dar și pentru montarea unei vane pentru sectorizarea sistemului, Sece Rajaesa este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri 27 iulie, în intervalul 9-14. Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii din zona complexului Marvimex din perimetrul delimitat de străzile Eliberării, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Eliberării, dar și cei alimentați prin punctele termice din zonă, numerele 130, 131 și 132. Sece Rajaesa își cere scuze față de constanțenii care vor suferi de lipsa apei potabile și asigură că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, toți abonații afectați de această oprire sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.